Din seria locurilor de joacă de pe raza municipiului Roman recent modernizate, ultimul este cel situat pe strada Ion Creangă, care a fost renovat și care a fost dat deja în folosință. Chiar dacă acest tip de investiții presupune costuri destul de ridicate, unele persoane nu ezită să distrugă dotările, fie că vorbim de rea intenție sau pur și simplu de neglijență. La părculețul menționat, barele de protecție ale unor leagăne au fost rupte, fiind ulterior înlocuite cu unele noi. Foarte mulți copilași de la școala Mihai Eminescu din zona Mihai Eminescu au fost extraordinar de bucuroși să vadă noul părculeț din acea zonă. E vorba de părculețul din zona Mihai Eminescu, în spatele magazinului aialaltă, un părculeț de 420 de metri pătrați care a fost modernizat și, bineînțeles, au fost plantați copăcei alături de cei mici implicați, așa cum v-am spus, au fost foarte bucuroși să se ocupe de copăcei și să profite de acest loc de joacă modernizat pentru ultimele zile de căldură, mai calde din această toamnă. O investiție de aproximativ 65.000 de lei care s-a finalizat în acest an, așa cum am promis. Mă bucur că am creat acolo o zonă plăcută de relaxare, dar totodată am trăit un sentiment de dezamăgire văzând că în părculețul nu de mult renovat în zona centrală am găsit scaune rupte, degradate de către romașcani, oameni, nu știu să le spun, care au rupt, uitați, suporții de la scrânciobe și le-au lăsat fără sprijin în partea din față, scaune abia montate și care au fost deteriorate. Se pare că în urma noastră vin personaje care nu reușesc să folosească în mod corespunzător sau deteriorează părculețele, fac un apel public și îi rog pe toți cei care stau, se intră în aceste părculețe să nu le distrugă, să nu le deterioreze, pentru că, iată, sunt cei mici care vin cu părinții și se trezesc de pe o zi pe alta cu ele degradate. Sigur, intervenim cât se poate de prompt, dar odată că e un aspect neplăcut, să vezi aceste lucruri, e un fapt supărător și e o cheltuială în plus pentru bugetul local. Valoarea lucrărilor de amenajare a unui singur loc de joacă era estimată anul trecut la o sumă care varia între 40.000 și 60.000 de lei, conform datelor furnizate de reprezentanții primăriei Roman. Anul acesta valorile pot fi și mai mari dacă luăm în considerare scumpirile înregistrate în domeniul construcțiilor.